Suntem desigur în diverse situații la școală, diverse situații, la desigur, de desigur. Ajutor psihologic. Unde apelează ei în acest moment? În raion au fost psihologi, dar din diferite motive personale au plecat. Este imposibil ca un copil care își provoacă leziuni corporale, un copil care are tentative de suicid, un copil care abandonează școala. Este imposibil ca noi, ca adulți, să nu observăm nimic. Sâmbătă, în cadrul campaniei Moldova Hai la Școală, abordăm un subiect dureros. În instituțiile noastre de învățământ, copiii rămân singuri în fața problemelor. Ce fac autoritățile? Care este gradul de implicare a Ministerului de Resort? Aflați sâmbătă la ora 19:00 la Jurnalul Săptămânii.